Vă spun din nou bună seara tuturor la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în seara aceasta nu puteam să evit un subiect pe care toți îl cunoaștem. Unii încercăm să-l negăm, alții facem eforturi ca să ne adaptăm, dar biserica, începând cu cel puțin un an de zile, a făcut o mișcare pe care probabil nu și-a dorit-o, și anume o emigrare, o migrare din spațiul real în spațiul virtual. În seara aceasta vă propun să discutăm despre acest subiect și invitat la această discuție este pastorul Cristi Sonea. Cristi, spun bună seara, bine ai venit și mă bucur să dialogăm. Bună seara și bine te-am găsit, Daniel. Mulțumesc frumos pentru invitație. Am realizat și un proiect de cercetare pe această temă, tema Biserica Online, analiză și perspective, și în seara aceasta mi-am propus să discutăm puțin și despre rezultatele acestei cercetări, dar și despre experiența Bisericii Baptiste Speranța Oradea în mediul virtual, și cred că este cea mai potrivită persoană și o biserică care a declarat că dorește să proclame Evanghelia și în spațiu virtual. Și aș vrea să te întreb de ce BBSO consideră că evangelizarea ar trebui proclamată și în spațiul virtual. Deci ați adoptat cumva această componentă virtuală în viziunea voastră. De când am început Biserica Speranța, am considerat că este important să fim inclusiv în spațiul virtual, asta în urmă cu 12 ani, pentru că, pentru un motiv simplu aș putea spune, este important să fim în mijlocul oamenilor, este important să fim acolo unde sunt oamenii. Și Daniel, dacă ai observat, când citim Evangheliile despre lucrarea lui Iisus Hristos, de exemplu, cu siguranță el n-a fost în spațiul virtual, dar a fost în mijlocul oamenilor. A avut și momente de solitudine, nu singurătate, solitudine când era singur și se ruga, dar în rest, timpul lui, lucrarea pe care el a făcut-o, a fost o lucrare în mijlocul oamenilor. Dacă mergem apoi mai departe, în Faptele Apostolilor, îl vedem pe Apostolul Pavel, de exemplu, și pe ceilalți, de altfel, fiind în mijlocul oamenilor, acolo unde sunt oamenii. Și mai mult decât atât, Apostolul Pavel a plantat biserici în locuri strategice, în orașe importante, strategice, așa cum am spus, tocmai pentru că este important atunci când proclamăm Evanghelia să nu doar să așteptăm să vină oamenii la noi, dar noi, în primul rând, să fim acolo unde sunt oamenii. Ba mai mult, Apostolul Pavel a folosit la vremea lui foarte multe unelte, ca să zic așa, pe care le avea la dispoziție. A folosit limba greacă, a folosit drumurile romane ca să poată călători și să răspândească Evanghelia. De aceea și noi am considerat că astăzi, în secolul 21, este important și să-i chemăm pe oameni să vină la noi, dar și să mergem noi acolo unde sunt oamenii. Interesant că afirmația voastră de viziune este cu mult înainte de pandemie și experiența voastră în spațiu virtual este de ceva timp. Nu mai știu exact când s-a înființat Biserica Speranța Oradea. Poate ne spui puțin despre această înființare și despre cum v-a venit această idee să puneți în viziune biserica și proclamarea Evangheliei în spațiu virtual. Am început Biserica Speranța în anul 2009 și înspre finalul anului 2009 deja transmiteam online, dacă nu mă înșel, la vremea respectivă pe Ustream. Acum, sigur, Ustream-ul a cam dispărut și am migrat mai apoi pe YouTube, pe site-ul bisericii.
Cred că am fost printre primele biserici, și nu spun asta ca să mă laud, dar țin minte că am dus o muncă de lămurire cu prietenii mei de aici să mergem și live pe Facebook, atunci când Facebook-ul a început să ofere acest serviciu. Și de la finalul anului 2009 am început să transmitem online. Am avut niște prieteni, oameni foarte faini aici în biserică și aveau în ei această dorință. Au prins viziunea aceasta noastră de a merge în spațiul virtual și începuturile noastre au fost extrem de modeste. Țin minte și acum, primele transmisii online pe care le-am avut au fost cu ceva camere pe care câțiva tineri din BBSO le-au găsit pe la ei pe acasă. La prima transmisie pe Ustream aveam două sau trei camere, dar țin minte și acum una dintre camere era un webcam pe care l-au legat undeva de un stâlp. Noi ne întâlneam atunci la un hotel, foloseam o sală de conferință a unui hotel la început și aveau câțiva stâlpi în mijlocul sălii și au luat un webcam din ăla de calculator și l-au legat undeva pe un stâlp și așa am transmis pentru prima dată live programele bisericii. Sigur, cu multe stângăcii și cu multe întreruperi și așa mai departe, dar entuziasmul a fost maxim și ne-am bucurat că puteam să ajungem în felul acesta la prietenii noștri, unii plecați în alte colțuri ale lumii, oameni care ne urmăreau la acea vreme și acum uitându-ne în urmă, au trecut mulți ani de atunci, dar a fost o experiență foarte frumoasă și foarte benefică. Sigur, de atunci și până astăzi am crescut destul de mult și Dumnezeu ne-a ajutat să creștem pe partea aceasta, dar începuturile au fost extrem de modeste. Da, foarte interesant. Cred că asta e o încurajare pentru toți cei care au auzit povestea voastră, cum ați început cu mediul în a păși, în a transmite serviciile online și apreciez că ai adus două argumente fundamentale pentru discuția noastră și anume un argument biblic legat de faptul că biserica duce Evanghelia acolo unde sunt oamenii. Și asta e un principiu al Scripturii. Biserica nu e chemată să creeze fortărețe, ci să creeze poduri spre inimile oamenilor și dacă astăzi oamenii sunt în mediul virtual, ar trebui să fim prezenți acolo. Și un al doilea argument pe care l-ai adus, care mi se pare iarăși foarte important, este dorința celor din biserică de a transmite Evanghelia prin orice mijloc, inclusiv tehnologia și chiar tehnologia de, zic așa, de ultimă oră, deși nu tot timpul noi avem toți acces la această tehnologie de înaltă calitate. Așa este, Daniel, te întrerup puțin, pentru că între timp, ceea ce ne-am dorit să facem este să aducem calitate la aceste transmisii. Am început destul de modest și sigur și astăzi încă există mult loc pentru îmbunătățire, dar ne-am dorit foarte mult să putem să creștem calitatea programelor transmise, pentru că noi credem din toată inima că Evanghelia este cel mai prețios lucru pe care putem să-l transmitem celorlalți. Și atunci considerăm că este important nu doar mesajul care clar este central și este cel mai important, dar este important și cum împachetăm mesajul acesta. Și nu o spun ca pe o laudă, dar sunt și astăzi avem un grup de oameni extraordinar de faini și de dedicați în cadrul bisericii, oameni care și-au pus la dispoziție timpul lor, resursele lor, talentele și abilitățile pe care ei le au și oamenii ăștia pur și simplu fac ca lucrurile să se întâmple într-un mod extraordinar. Deci când te uiți la ei, ți este mai mare dragul să vezi cu câtă pasiune lucrează, dar da, este adevărat, am început de la nimic și Dumnezeu ne-a ajutat să creștem datorită oamenilor care au prins această viziune de a duce Evanghelia mai departe, chiar și prin mediul virtual.
De aceea aș vrea să continuăm discuția noastră întrebându-te ce înseamnă de fapt pentru voi această slujire în spațiu virtual, cum se întâmplă lucrurile la voi în așa fel încât ceea ce voi realizați în plan local, așa cum este viziunea voastră, și global, să ajungă și să fie împachetat pentru mediul virtual. Sunt câteva componente importante, aș zice. Desigur, o bucată, o felie mare, să zic așa, din departamentul acesta are de a face cu ceea ce se întâmplă săptămână de săptămână, în special duminica, atunci când ne întâlnim, și duminica transmitem programul de duminica dimineața online și sunt destul de mulți oameni care ne urmăresc live în timpul programului, iar apoi în cursul săptămânii sunt oameni care n-au apucat să fie live, dar care urmăresc ulterior aceste programe. Și de-a lungul anilor, componenta aceasta din departamentul media a avut un impact destul de mare. Au fost foarte multe mărturii pe care le-am primit de la oameni care din diferite colțuri ale lumii, care s-au uitat la programele pe care le-am transmis. Dumnezeu le-a vorbit într-un fel sau altul prin aceste programe. Apoi o altă componentă importantă este cea de producții media, și aici mă refer la diverse clipuri, în special la muzică. Sunt clipuri muzicale pe care le-am realizat, sau departamentul media le-a realizat, mai bine zis, și au avut un impact formidabil și suntem atât de bucuroși că Dumnezeu ne-a ajutat să ducem Evanghelia prin aceste producții media, prin muzică, la foarte multă lume, chiar în extrem de multe țări și locuri din lumea aceasta, și în sensul ăsta iarăși avem foarte multe mărturii, chiar de la oameni din afara bisericii care au ascultat aceste producții muzicale și s-au bucurat de ele, și Dumnezeu unora chiar le-a vorbit prin asta. Iar apoi mai există componenta aceasta de promovare a tot ceea ce se întâmplă, și aici ne referim în special la social media, la Facebook, la Instagram. Am considerat întotdeauna că e important să fim și noi acolo pentru a duce mesajul acesta al lui Hristos oamenilor generației tinere sau mai puțin tinere. Slujire, efort și competență. Nu e suficient doar efortul, dar să și credincioși care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu cu talentul lor și cu darurile lor spirituale, și e de apreciat și este recunoscut efortul și pe care... Inclusiv cu echipamentele lor, și asta e un aspect deosebit de important. Mult timp n-am avut resurse, efectiv, nici acum n-am niște ce resurse, n-am avut resurse să achiziționăm echipamente media. Dar, uite, în anul 2012, de exemplu, am organizat acel eveniment anual, eveniment BBSO, cum este el cunoscut în țară, la Sala Sporturilor, și ne-am dorit să filmăm, să transmitem acel eveniment mai departe, și aveam resurse să cumpărăm cine știe ce echipamente, dar au fost acești tineri deosebiți care și-au pus efectiv pe masă, la propriu, echipamentele lor și le-au folosit spre slava lui Dumnezeu, și Domnul să le răsplătească pentru efortul pe care l-au depus. Dar aici a fost o muncă în echipă extraordinar de mare, și vreau să spun că lucrul ăsta chiar și acum, chiar și astăzi se întâmplă, și sunt așa de bucuros să văd atât de mulți, în special oameni tineri care sunt implicați în departamentul acesta. Am observat că ai vorbit despre serviciile bisericii care sunt transmise online, anumite clipuri muzicale și mesaje. În
proiectul acesta care l-am avut și l-am coordonat la institut, una dintre întrebări a fost legată de ce activități face biserica sau a făcut biserica folosind mediul online. Și au fost trei care s-au remarcat: serviciile divine care au fost transmise online, mai ales în perioada de pandemie; al doilea, ca importanță în răspunsurile care ne-au fost oferite; al doilea este întâlnirile de rugăciune, iar al treilea întâlnirile administrative. Nu știu, poate voi faceți alte lucruri, alte activități sau doar cele care le-am amintit. Acum depinde la care perioadă ne referim. Dacă ne referim la perioada dinainte de pandemie, cu siguranță mediul virtual ne ajuta foarte mult să transmitem programele bisericii. După pandemie, sau mai bine zis în timpul pandemiei, dintr-o dată lucrurile s-au schimbat și dacă până atunci erau anumiți oameni care ne urmăreau online, când a început pandemia, biserica s-a mutat efectiv la propriu online și noi aici la Biserica Speranța, să zic așa, am avut un avantaj din punctul acesta de vedere, fiindcă oarecum din acest punct de vedere ne-a prins pregătiți. Ne-a fost destul de ușor să facem această tranziție. Țin minte și acum prima duminică în care am transmis exclusiv online, pentru noi, pentru mine a fost ceva extrem de șocant. Predicam la biserica goală, practic, și aveam impresia că nu mă ascultă nimeni, și când am terminat, predicam coborât de pe scenă și eram așa de descurajat, pentru că aveam impresia că am vorbit efectiv singur, dar unul dintre prietenii mei din departamentul media zice: probabil că niciodată n-ai vorbit la o audiență atât de mare cum a fost cea de astăzi, pentru că au fost, dacă nu mă înșel, peste 5.000 de persoane care ne-au urmărit live în acea primă duminică, ceea ce pentru noi iarăși a fost am fost șocați să vedem cum o unealtă, cum este aceasta din mediul virtual, poate să aibă un impact atât de mare. Dar bineînțeles că în timpul pandemiei totul s-a transferat online, și întâlnirile de rugăciune, și cele administrative, și avem grupuri mici aici la BBSO, și la începutul pandemiei inclusiv grupurile mici au avut loc pe Zoom. Acum că lucrurile s-au mai schimbat și cu pandemia, oamenii își doresc să evadeze din mediul acesta virtual și să reia din nou așa întâlnirile față în față, dar trebuie să recunoaștem, media și mediul virtual a fost o unealtă extrem de folositoare în ultimul an și jumătate. Da, foarte încurajător ceea ce ai spus, pentru că această slujire are o parte nevăzută. De fapt, slujirea noastră are, eu aș spune, mai tot timpul o parte nevăzută. Noi semănăm, dar nu știm ce vom culege. Este ceva care nu depinde totalmente de noi. De noi depinde să fim credincioși în slujirea pe care o facem. Și mi-a plăcut aspectul acesta că și noi, și în cadrul emisiunilor pe care le facem la Prodonces, la Credo TV, pur și simplu noi suntem în studio cu o persoană sau două, nu vedem audiența, dar în schimb credem că fiecare mesaj pe care îl transmitem va aduce într-o zi rod pentru noi toți. Și îți mulțumesc și pentru aspectul acesta care l-ai enunțat. Dar hai să spun, te întrerup doar puțin, Daniel, dar uite, îmi vine acum în minte o mărturie a unui prieten din BBSO. El era din afara bisericii și în 2013 am organizat din nou acel eveniment mare BBSO la Sala Sporturilor la final de an și mi-aduc aminte și acum mărturia acestui prieten din biserică. Zice: măi, în perioada respectivă am făcut o fel de chestii creative, reclame, promovări și așa mai departe, și
Aveam o promovare pentru acel eveniment și prietenul acesta al meu zice: am urmărit acea reclamă pe care voi ați avut-o, acel material de promovare, zice, cu 15 minute înainte să înceapă evenimentul. Și zice, eu stăteam foarte aproape de sala sporturilor și am zis: măi, hai să mă duc și eu, zice, să văd despre ce e vorba. Și era pe vremea când încă nu se întâmplase colectiv și pandemia și multe altele. Și sala sporturilor era arhiplină. Dar zice el, cumva mi-am găsit, zice, un loc în picioare la intrare și am ascultat programul și în acea seară Dumnezeu i-a atins inima și a schimbat practic viața acestui tânăr care a rămas în biserică până în ziua de astăzi. Și vreau să spun că, uite, un material de promovare, aparent banal, ai zice, care nu știi sau nu ți-ai fi imaginat că poate să aibă atât de mare impact, a ajutat sau a fost o unealtă pentru ca Dumnezeu să schimbe viața acestui tânăr. Da, extraordinar. Evanghelia a adus schimbarea, dar cumva aș spune, fără să greșesc, că mediul online, marketingul și promovarea înțeleaptă l-a expus la Evanghelie și Corect, da. suntem bucuroși pentru lucrul acesta. Sunt avantaje dacă biserica pășește în acest spațiu virtual, care ar fi câteva din aceste avantaje în opinia ta? Voi unul deja l-am menționat, și anume că oamenii sunt acolo. Vrând nevrând, oamenii ajungi cumva în mijlocul lor, îți faci loc, să zic așa, între oameni și poți să le duci mesajul lui Iisus Hristos. Un alt avantaj major este că este legat de marea trimitere, Daniel. Domnul Iisus spune: mergeți în toată lumea. Ei, uite că astăzi poți să mergi în toată lumea, fără să te urci pe avion, fără să te urci în mașină și prin mediul acesta virtual avem, de exemplu, inclusiv multe familii tinere din biserică care s-au mutat în diaspora, dar am rămas cu ei cumva în legătură prin intermediul virtual. Sunt alți prieteni din toată lumea pe care îi avem, pe unii dintre ei ne-am întâlnit niciodată, dar îi simțim așa aproape de noi și sunt în inima noastră datorită a ceea ce înseamnă mediul acesta virtual, pentru că în felul acesta am reușit să legăm o relație și să ne împrietenim cu acești oameni. Avem un prieten bun, de exemplu, în Anglia, un om pe care Dumnezeu l-a folosit în biserica aceasta într-un mod incredibil, român, plecat de aici, din țară, și ne urmărește online și ținem legătura așa periodic cu el, deși niciodată nu l-am văzut față în față. Abia aștept să dea Dumnezeu să vină ziua să ne întâlnim, dar sunt nenumărate avantaje, aș zice, cu resurse relativ nu foarte mari și costuri nu foarte mari, poți să atingi viețile a mii de oameni și mie asta mi se pare un lucru incredibil. Și este o unealtă, Daniel, este o unealtă pe care Dumnezeu a pus-o în mâna noastră și putem să folosim această unealtă media spre slavă lui Dumnezeu. Și ar fi neînțelept să nu facem lucrul acesta. Încercați să văd ce ar răspunde și ce au răspuns cei care au răspuns la acest chestionar. 285 de răspunsuri am primit. 75% au răspuns că această ducere spre online, în spațiu virtual a bisericii, face posibilă participarea la întâlnirile, la adunările bisericii, o participare, da, mediată de tehnologie a celor care nu se pot deplasa. Și aici au spus, cel puțin pentru perioada aceasta prin care am trecut, cei care erau bolnavi, chiar bolnavi de COVID, bătrâni și alții care nu pot să fie cu noi, totuși sunt cu noi într-o altă formă. Și al doilea argument care l-am primit a fost despre faptul că pot participa și cei care sunt temporal plecați din localitate sau, cum spuneai, chiar pentru de o vreme îndelungată, deplasări
cu munca, pot să rămână conectați la BBSO sau la altă biserică, biserica locală, chiar dacă sunt în deplasare, vizită la rude, în străinătate și cumva în această perioadă am sesizat că bisericile s-au reunit. Cumva granițele, distanțele s-au micșorat și o biserică care avea plecați din sânul ei în străinătate, credincioși de ani de zile, s-au reîntâlnit pe online și ce mare le-a fost bucuria să se reîntâlnească și să celebreze pe Domnul, să sărbătorească această centralitatea lui Hristos în mijlocul adunării, tocmai prin online. Și cu siguranță sunt elemente care au fost un avantaj. Unii au văzut un avantaj chiar în faptul că biserica poate să ducă Evanghelia celor care nu sunt mântuiți. Și am întrebat, de exemplu, dacă la întâlnirile acestea pe platforme de comunicare sau alte mijloace au participat și persoane din afara bisericilor evanghelice. Și 40% au spus da. Am avut oameni care au participat cu noi. Deci poate să fie o unealtă bună. Sunt și dezavantaje în această formă sau mijlocul acesta poate să aducă și anumite dezavantaje în opinia ta? Clar, întotdeauna există și dezavantaje și, cum spuneam, această unealtă media pe care, cu tot ceea ce conține, pe care o avem la dispoziție, poate fi folosită cu înțelepciune sau poate fi abuzată și atunci cu siguranță poate să devină un dezavantaj. O obiecție pe care am auzit-o foarte des și asta înainte de pandemie mai ales a fost aceea că dacă biserica va transmite, de exemplu, programele online, atunci mulți vor prefera să rămână acasă, în fața device-urilor, cu cafeaua în mână și pentru ce să mai meargă la biserică, să se mai chinuie, să se pregătească, să își găsească un loc în biserică, să își găsească loc de parcare, să-i zgârie cineva mașina sau cine știe ce alte nenorociri se mai pot întâmpla când riști să te duci la biserică, nu? Este o obiecție pe care am auzit-o. Dacă transmitem online, oamenii nu vor mai merge la biserică. Și desigur există și riscul acesta, dar cred că aici este rolul nostru al pastorilor, al liderilor, să le explicăm oamenilor ce este biserica și online-ul niciodată nu cred că va putea să înlocuiască eclesia, nu va putea să înlocuiască acea întâlnire față în față a trupului lui Iisus Hristos și online-ul nu trebuie să facă lucrul acesta, nu trebuie să devină un înlocuitor pentru întâlnirile bisericii. Dimpotrivă, online-ul trebuie să fie ceva complementar, ceva care să sprijine, să ajute atunci când este nevoie, repet, cum a fost perioada aceasta de pandemie. Pentru că, de ce să ne recunoaștem în această perioadă de pandemie, inclusiv oamenii care au fost așa cei mai împotrivitori față de online și față de mediul virtual, n-au avut ce să facă și toți ar trebui să trecem în mediul virtual, dar cred că noi suntem, rolul nostru al liderilor este să le explicăm oamenilor ce înseamnă biserica, ce înseamnă trupul lui Iisus Hristos, de ce Hristos, de ce Dumnezeu nu a făcut mântuirea virtuală, nu? Dumnezeu putea să facă mântuirea și întruparea și totul să fie așa virtual și să nu îl trimită pe Iisus Hristos și să ne trimită un device, dar nu, Dumnezeu s-a întrupat, a venit și a locuit printre noi, a umblat împreună cu noi, a stat, cum am spus, în mijlocul oamenilor, a murit pe o cruce și de ce a preferat să facă lucrul acesta și să nu
substituie mântuirea și întruparea cu ceva online sau cu ceva virtual, pentru că întruparea a fost ceva real, ceva ce s-a întâmplat și tocmai de aceea biserica astăzi nu trebuie să lase ca virtualul să devină un substitut a întâlnirilor fizice și a ceea ce înseamnă trupul lui Iisus Hristos și trebuie să fie mai degrabă ceva complementar. Asta este o obiecție, bineînțeles că mai sunt și altele. Deci complementar și văzut ca un instrument pentru misiunea bisericii. Da. Am primit și eu mesaje la începutul pandemiei, un fel de mesaje profetice, dacă aș putea să le spun așa, în care eram chemat să nu intrăm și să nu folosim dispozitive, să nu folosim mediul online. Pentru că dacă vom folosi mediul online, vom ajunge ca biserica să se desființeze și să existe o descreștere a numărului celor care participă la biserică și tot ceea ce este mai rău se va întâmpla. Au trecut ceva luni și chemarea respectivă era de felul acesta. Mai bine să nu mergi la biserică, mai bine să nu aveți întâlniri de biserică decât să vă întâlniți online, mai bine fiecare cu familia lui, ești cu familia, aia este biserica ta. Culmea a fost că cu unii din acești profeți m-am întâlnit ulterior online la vreo 2-3 luni la ședințe și era așa, eram puțin contrariat cum abordarea aceasta nu a rămas în picioare pentru că era o necesitate, dar să ne întâlnim și chiar atunci când am fi putut să ne întâlnim fizic, preferința unora era chiar pentru online și am fost foarte surprins și contrariat, să spun sincer, de lucrul acesta. Îmi place că ceea ce voi enunțați aici în viziune, viziunea noastră este să proclamăm Evanghelia local, global și virtual, este să proclamăm Evanghelia, nu să construim o comunitate virtuală. Și se pare că aici apare distinția, exact cum spuneai tu, între a folosi mediul virtual ca și o unealtă, un mijloc, și chiar să poate exista o anumită relaționare, dar ea nu poate să înlocuiască componenta fizică a comunității. Sunt, Daniel, sunt mulți prieteni BBSO, de exemplu, care ne urmăresc online și dintre mesajele pe care le primim cel mai des, aș putea spune că un mesaj care aproape săptămânal îl primim este următorul. Abia așteptăm să venim în Oradea să vă vizităm. Adică, din nou, oamenii nu cred că virtualul va putea să devină vreodată un substitut real pentru ceea ce înseamnă Biserica lui Iisus Hristos, pentru că există această componentă umană pe care Dumnezeu a lăsat-o în cadrul bisericii și acum că s-au mai relaxat inclusiv aceste măsuri care au fost în vremea aceasta pandemiei, noi vedem, cel puțin aici în zona noastră, oamenii abia au așteptat să revină din nou în biserică, să se întâlnească unii cu ceilalți, chiar și cu mască și cu distanțarea din biserică și cu toate. Abia au așteptat să iasă din YouTube, să iasă din Zoom, să iasă de pe Facebook și să vină și să ne închinăm împreună și să ne rugăm împreună. E extraordinar să vezi că biserica nu poate fi biruită de o simplă pandemie sau de niște întâlniri online, nici vorbă, ci dimpotrivă. Cred că dacă le explicăm corect oamenilor ce este mediul virtual și cum poate el să fie folosit, oamenii vor înțelege. Virtuale. Și există concepția asta și unii au promovat concepția de biserică virtuală. Chiar în Anglia, membrii acelei biserici nici măcar nu se întâlnesc niciodată decât în mediul virtual, nici nu se cunosc față către față și cunosc cumva curentul acesta care a început cu câțiva ani în lume. Ceea ce am studiat nu a fost ca să propunem cumva o înlocuire a bisericii în sens fizic,
nu am propus înlocuirea întâlnirilor fizice, ci mai degrabă să explorăm un spațiu pentru evangelizare, misiune, o unealtă pe care vrem să o folosim. Și am observat din ceea ce spuneai că, de fapt, da, în perioada de pandemie, chiar numărul celor care urmăreau serviciile bisericii a crescut, dacă am înțeles bine, mult mai mult decât înainte. Probabil exista o nevoie a lor să se conecteze cu o biserică și nu aveau, poate, foarte multe opțiuni și atunci s-au conectat cu ceea ce făceați voi la BBSO. Așa este, sunt mulți care s-au conectat cu ceea ce făceam noi, dar apoi să știi că am mai observat încă un lucru care mie mi s-a părut extraordinar. Acum, noi suntem, să zic așa, o biserică mai măricică, dar m-am bucurat în perioada aceasta de pandemie să văd biserici mai mici, biserici poate de la țară, care acolo așa o comunitate mai mică de oameni, dar inclusiv oamenii aceia au făcut eforturi să se conecteze unii cu ceilalți atunci când restricțiile au fost foarte mari, când chiar nu puteam să ne întâlnim sub nicio formă. Și chiar, uite, și pentru ei, mediul virtual a fost unul benefic și i-a ajutat să stea conectați chiar și în comunitățile acestea mai mici. Deci dorința de conectare a fost mai mare decât mijloacele și decât impedimentele, da, și chiar barierele mentale, pentru că am întâlnit persoane mai tinere sau chiar tineri, poate chiar familii, persoane undeva la mijlocul vieții, 40 de ani, și spuneau, noi nu ne știm să ne conectăm, este prea dificil. Dar am întâlnit și alte persoane din biserică, credincioși, la 80 de ani și la 90 de ani, care butonau telefonul și care se conectau pe Zoom, se întâlneau la rugăciune, pentru că dorința de a fi împreună unii cu alții era mai mare decât frustrările că nu pot să gestionez foarte bine mijloacele. Mi se pare că adeseori unii avea o dorință mult mai mică de a se întâlni și foloseau ca și scuză aceste aspecte, nu pot să mă întâlnesc cu ceilalți pentru că online nu oferă, nu pot, nu știu și așa mai departe. Dacă ar fi să dai câteva sfaturi pentru biserici și credincioși care oricum navighează în mediul online, pentru a face o slujire în mod intenționat în acest mediu, care ar fi acele sfaturi? Ce ai recomanda bisericilor ca în mod intenționat să-și definească o strategie pentru mediul online? E grea întrebarea asta pe care mi-ai pus-o, pentru că nu știu dacă sunt persoana cea mai potrivită, cel puțin pe partea de aspecte tehnice, nu mă pricep și adevărul este că nu-i chiar așa de greu să dai, să dai sfaturi, dar din experiența pe care o avem noi până acum, aș zice că depinde foarte mult care este motivația cu care mergem în mediul online. Dacă mergem acolo doar ca să fim și noi acolo sau să bifăm, măi, uite, toată lumea acum e acolo și noi trebuie să transmitem online, aș zice că nu e neapărat cea mai bună motivație. Noi am integrat în viziunea noastră acest aspect virtual și tocmai de aceea virtual e un cuvânt care apare în viziunea noastră, să proclamăm Evanghelia lui Hristos local în Oradea, global și virtual, pentru că am considerat că acolo sunt oamenii. Și cred că e important să pornești chiar și în acest aspect care ține de mediul virtual, de la o viziune pe care să o ai cu privire la asta. Și motivația, în primul rând, trebuie să fie una corectă. Motivația noastră este să proclamăm Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu suntem acolo nici ca să facem vizualizări, nici ca să
nu știu, să ieșim noi în evidență sau să ne facem un brand sau un nume, deși uneori ispita este mare, chiar și pentru aceste lucruri, de ce să nu recunoaștem? Dar, în primul rând, trebuie să știm, viziunea noastră este marea trimitere a lui Iisus Hristos. El a spus, mergeți în toată lumea. El a spus, îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și până la marginile pământului. El ne-a încredințat mandatul acesta de a duce Evanghelia mai departe. De aceea, sfatul meu pentru bisericile care doresc să iasă în mediul virtual este să plece de la o motivație corectă. În primul rând. Un al doilea sfat pe care l-aș da bisericilor este acesta. Și asta e un sfat în special pentru pastori. Lăsați generația tânără, să zic așa, să se implice în departamentul acesta. Sunt atât de mulți tineri și există atât de multe valori în bisericile noastre și atât de mulți oameni care au abilități extraordinare și care poate stau undeva pe margine și ei nu știu să cânte, nu pot să predice, nu pot să facă, nu știu, alte lucruri pe care le fac alții, dar ar avea niște talente și niște abilități extraordinare în privința aceasta a mediului virtual. Dați-le de lucru, lăsați-i să se implice și încurajați-i să meargă în direcția aceasta. Și un al treilea sfat care este legat de ceea ce am spus înainte, cred că inclusiv noi ca și biserici suntem chemați să împachetăm Evanghelia lui Iisus Hristos cât se poate de frumos. Ce vreau să spun cu asta? E adevărat, Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe, dar poate uneori se satură de ele. Și v-am povestit și noi, ca și biserică, am început extrem de modest să fim așa în mediul virtual, dar Dumnezeu ne-a ajutat să creștem, dar ne-am dorit și noi să creștem și să oferim inclusiv aspectele tehnice, să fie totul cât mai de calitate. Acum nu spun că tot ceea ce facem este perfect și că nu există loc de creștere. Dimpotrivă, încă avem multe de învățat și avem progrese mari de făcut pe partea aceasta, dar cu toate acestea, în fiecare săptămână stăm și ne întrebăm oare ce am putea face, cum am putea îmbunătăți. Repet, nu de dragul imaginii sau a brandului sau a numelui, ci de dragul lui Hristos, de dragul Evangheliei lui Iisus Hristos. Haideți să dăm ce avem mai bun chiar și în zona aceasta. Cum spune Pavel, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, și aici putem include și fie că transmiteți online, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Și cred că inclusiv lucrarea aceasta online trebuie făcută spre slava lui Dumnezeu. Deci, clarifică-ți motivația, ar fi un prim aspect. Orice biserică, Da. orice creștin ar trebui să-și clarifice motivația. Dacă vrei să-L înalți pe Hristos, acest lucru este cel mai important decât să Da, fii clar. cunoscut, să-L faci pe El cunoscut, pe Iisus Hristos, El să fie cunoscut și există o ispită, cum spuneai, ca noi să alunecăm în a ne face noi cunoscuți și a deveni importanți și așa mai departe. Corect. Și Daniel, te întrerup puțin pentru că ispita asta, îți spun că e foarte, foarte mare și de asta motivația este extrem de importantă. Și aici încă o paranteză, un sfat așa în paranteză, niciodată să nu te compari cu alții, pentru că dacă, nu știu, ești o biserică poate care acum vrea să înceapă să transmită online și te uiți la BBSO, da? Și vezi că, măi, uite, au clipuri care sunt foarte faine și programe și nu știu ce, noi nu putem să transmitem așa, te descurajezi și te uiți așa doar la ceva ce, la vitrina noastră, să zic așa, dar nu știi că în spate au fost așa multe zbateri, multe lupte, am transpirat mult și transpirăm în continuare în fiecare săptămână ca să putem să facem lucrarea aceasta virtuală și sunt multe piedici care apar.
și nu-i bine să te compari nici cu alții care poate transmit la o calitate mai slabă, că apoi te mândrești și zici, uite ce buni suntem noi. Și motivația este atât de importantă. Menționai un al doilea lucru, pentru dacă o biserică dorește să slujească în spațiu virtual, trebuie să ofere posibilitatea celor înzestrați și dornici pentru asta să slujească acolo și da, să nu îi priveze de posibilitatea de a sluji. Așa e, Daniel, și asta am spus mai ales pentru că noi pastorii câteodată credem că le știm pe toate. Știm și să predicăm, și să cântăm, și să transmitem online, și cum să transmitem online, și ce butoane să apăsăm, și așa suntem de multe ori ispitiți să ne băgăm în toate. Dar e foarte fain atunci când te dai înapoi, faci un pas în spate și zici, uite, sunt oameni care se pricep mult mai bine decât mine, dă-le un pic de, adică dă-le un pic, dă-le mână liberă, și explică-le care este viziunea și oamenii ăștia pot să facă minuni, vă garantez. Și sunt, cred că, mai ales tinerii care toată ziua sunt conectați cumva cu tehnologia și chiar fascinați de dezvoltarea aceasta tehnologică, curioși să exploreze mereu și mereu, care ar putea să aducă un plus bisericilor dacă ar fi lăsat să slujească și nu ar exista acea atitudine de control care pândește adeseori conducerea actuală și cu siguranță și cea din trecut. De aceea, un spațiu de slujire, am putea să spunem că este mediul virtual, și ai mai spus ceva aici legat de ce ar trebui să facă cineva pentru a putea dezvolta o astfel de slujire, să-și propună să o facă cât mai bine, să-și propună și să dorească să o facă cât mai bine. Nu suntem centrați în calitate, ci în Hristos, dar Hristosul în care suntem centrați și viața noastră este centrată, ne spune să facem toate lucrurile ca pentru Domnul. Asta ne duce spre ideea de a face cât mai bine toate aceste lucruri. Da, și spune asta și prin prisma faptului că, de ce să ne recunoaștem, de multe ori avem impresia că în biserică merge oricum, dar nu cred că trebuie să ne axăm pe acest principiu astăzi, că merge oricum, bine că s-a văzut, bine că s-a auzit, atâta contează, nu contează de mult calitatea. Dacă fii acestui veac sunt înțelepți și încearcă să ofere programe cât mai de calitate, mă refer aici la lumea laică și la, nu știu, anumite posturi de televiziune, de exemplu, care încearcă să ofere o calitate cât mai bună în spațiul virtual, de ce noi, ca și biserici, ar trebui să ne lăsăm mai prejos? Sigur, nu avem poate toate uneltele și nu spun că trebuie să fim la nu știu care nivel, dar atâta cu cât ne-a încredințat Dumnezeu, talanții pe care Dumnezeu ne-a încredințat, inclusiv în mediul virtual, eu zic că trebuie să scoatem maxim din ei. Și acest lucru nu trebuie să fie bazat pe comparații, cum spuneai, la aspectul de motivație, ci pur și simplu a învățat din experiențele celorlalți și a dori să învățăm cum să împachetăm mai bine mesajul acesta încât el să fie înțeles, auzit, nu de dragul nostru, ci de dragul lui Hristos și a faptului ca Evanghelia lui să fie cunoscută de cât mai mulți. Și noi nu putem controla în mediul online unde va ajunge mesajul acela, în schimb putem să ne dorim ca mesajul acela, indiferent unde ar ajunge, să fie fidel cuvântului lui Dumnezeu și în același timp să fie clar pentru oricine, indiferent din ce mediu face parte. Mă gândeam să încheiem cu câteva gânduri pentru cei care sunt pentru credincioși, poate nu sunt implicați în conducerea bisericii și noi n-am mers foarte mult pe biserică, pe discuția despre biserică, dar cum ar putea un credincios în mediul virtual să fie o mărturie acolo? Asta este o altă discuție, Daniel. Să începem cu toate postările și ce fel de poze și ce fel de
share-uri sunt făcute în mediul social media, pentru că acolo sunt foarte mulți credincioși și acum că există așa o competiție atât de mare între poze photoshopate și altele mai photoshopate, presiunea asta inclusiv pe oamenii din biserică e foarte mare, mai ales la generația tânără, nu? Să apari cât mai ok, să-ți dea și ție lumea like, să te bagi în seamă, să ai și tu mulți follower pe Insta, să nu fii marginalizat și așa mai departe. Apoi am putea să trecem la postările la care tu dai like-uri, că de multe ori dăm și dăm like-uri la toate prostiile care le găsim online și te și miri uneori ce place oamenilor din biserică, plus comentarii, nu, care și discuții, multe dintre ele banale, altele certuri care apar în mediul virtual și începem și argumentăm unii cu ceilalți și ne certăm și spunem și așa mai departe. Deci cred că un credincios trebuie să fie atent inclusiv la aceste aspecte, pentru că nu ești doar tu și pagina ta de Facebook acolo, nu ești doar tu și canalul tău de vlogger sau ce mai vorbim de mari influenceri care își doresc să schimbe lumea aceasta în mediul virtual. Sunt o grămadă de oameni care sunt cu ochii pe tine și care te urmăresc și poți să fii un exemplu bun sau poți să fii un exemplu negativ pentru ei. De aceea, mai de mult, când eram eu tânăr, erau brățările acelea cu What would Jesus do? Nu? Și era la modă să întrebi What would Jesus do? Nu? Ce-ar face Iisus? Acum poate n-ar fi rău să ne punem întrebarea ce-ar posta Iisus sau la ce-ar da like Iisus sau așa mai departe. Dar e important să existe bunul simț de credincios, de creștin, chiar și acolo în mediul online. Mulțumesc mult pentru faptul că ai fost prezent în seara aceasta cu noi. Uite că tot online, tot virtual ne-am întâlnit și noi, da. Daniel. Deși mi-ar fi plăcut să ne întâlnim față în față. Bucureștiul, fain, dar Bucureștiul te așteaptă, te primește, avem aglomerație, dar cu siguranță ar fi fost frumos să fim și față în față. Mulțumesc mult pentru că a acceptat invitația mea de a dialoga pe această temă. Mulțumesc pentru experiența și vulnerabilitatea pe care ai avut-o față de noi, față de cei care ne-au urmărit în seara aceasta și vă dorim vouă celor de acolo, de la Oradea, Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar tuturor celor care ne-au urmărit, le mulțumim pentru că în seara aceasta ne-ați urmărit și sper să fii extras din acest dialog lucruri importante pentru a ști cum să ne comportăm atât ca și biserici, cât și ca individual credincioși în mediul acesta virtual. Dumnezeu să ne ajute să folosim instrumentul acesta pentru a-L înălța pe Hristos mai presus de orice și pentru a-L face pe El cunoscut în lumea aceasta. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere!